Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, continuăm să aflăm misterul înțelepciunii lui Isus, deslușit și prezentat de William Henry în cartea sa Blue Apples, Stargate Secrets of Jesus and Mary Magdalene. Pentru a-și demonstra teoria Blue Apples, William Henry ne propune să vizităm un alt loc de mister enorm, Capela Roslin. Ascunsă în peisajul rural magic de lângă Edinburgh, Scoția, Roslin a fost numită o reconstrucție a templului lui Solomon. Pe măsură ce facem această călătorie, vom vedea că Wren și Roslin sunt orașe surori. William Henry face referire la Wren-le-Château din sudul Franței și Roslin de lângă Edinburgh, Scoția. În acea epocă mistică și devotată anului 700 după Hristos, un sfânt scoțian pe nume William St. Clair locuia într-o chilie lângă o fântână ale cărei ape vindecătoare puteau vindeca problemele oculare. St. Clair este derivat din latinescul Sanctus Clarus, care înseamnă lumină sfântă. St. Clair este întotdeauna asociat cu apele vindecătoare, sugerând că apele vindecătoare și lumina sfântă sunt unul și același lucru. Mai târziu a fost decapitat pentru că a condamnat păcatele unei doamne locale. 700 de ani mai târziu, omonimul William St. Clair avea să fie gardianul sau paharnicul unei bucăți din adevărata crucea lui Isus, care a intrat în posesia reginei engleze Margareta. Este posibil să fi fost ales pentru faptul că familia St. Clair avea o legătură cu templierii încă din secolul al XI-lea. Când soțul Margaretei, regele Malcolm al III-lea, l-a învins și l-a ucis pe Macbeth, el a mutat familia în Scoția, aducând cu el și adevărata cruce. Familia regală posedase deja piatra destinului. Dintr-o dată, William s-a trezit gardian a două dintre cele mai puternice relicve din toată istoria. O bucată din adevărata cruce, simbolul sfântului sânge și stonul destinului, cheia templului lui Solomon. În schimb, familiei St. Clair s-a dat drept simbol pe scutul lor, crucea în Greyled. În apropiere de Edinburgh, în ținuturile numite Roslin, era amplasată o fântână de vindecare. S-a spus că regina Margareta a făcut să curgă aceste ape tămăduitoare când a turnat în fântână o sticlă cu sângele Sfintei Ecaterina de la mănăstirea ei de pe muntele Sinai. Ecaterina a fost omonimul catarilor și dansatorul roții de foc din punctul central al raiului, Tula, care a fost adus pe pământ de Sir Galahad, ultimul cavaler pur care a posedat Graalul, mai spune William Henry în cartea sa Blue Apples. Deși se credea că a trăit la scurt timp după vremea lui Constantin cel Mare, omul care ne-a dat creștinismul modern, povestea ei nu a fost înregistrată până în secolul al IX-lea. În secolul al XV-lea s-au făcut încercări de a o alunga din panteonul sfinților pe motiv că era păgână. Potrivit legendei, ea a fost fiica unui faraon care a rămas fecioară, s-a convertit la creștinism și s-a căsătorit cu Hristos, primind de la el inelul mistic al căsătoriei sale. Primind acest inel, ea seamănă foarte mult cu Maria Magdalena, despre care templierii pretindeau că a primit cheia vieții lui Isus. Se pare că Margaret și William păstrau cunoștințe secrete, dacă nu chiar interzise oficial. Margaret a ordonat să se construiască o capelă deasupra fântânii. William St. Clair a fost numit cavaler și i s-au dat pământurile Roslin. Acum, pe lângă sângele sfânt și piatra destinului, William a devenit și gardianul fântânii apelor vindecătoare sau al înțelepciunii din fântâna omonimului său St. Clair. William St. Clair a fost mai târziu ucis cu brutalitate în luptă. Înainte de moarte, el s-a căsătorit cu soția sa și i-a dat un fiu, Henry. Așa a început un lanț remarcabil neîntrerupt de moștenire masculină și moștenirea lorzilor din Roslin, paznicii sfântului sânge și al luminii sfinte. Familia St. Clair a construit un castel la Roslin, numit după cele două cuvinte celtice, Ros, care înseamnă promontoriu, și Lin, care înseamnă cascadă. Deși membrii de mai târziu ai familiei au văzut Ros ca însemnând roșu sau trandafir,
și Roslin ca semnificând sângele lui Hristos sau sângele sfânt. Din căutarea lui William Henry, acesta a aflat că ras sau ros înseamnă înțelepciune. Ca atare, s-ar putea ca termenul Roslin să însemne că St. Clairs au fost de asemenea gardienii fântânii înțelepciunii, care se referă în mod specific la Sfântul Sânge, Sfântul Graal și Sfânta Lumină. Capela Roslin este numită după o reconstrucție a templului Solomon. A fost proiectată de William St. Clair pe o perioadă de 50 de ani, începând cu anul 1434 după Hristos. Prima lopată a lovit pământul în 1441, primii 4 ani fiind necesari pentru săparea fundației. Este uimitor că s-ar petrece atât de mult timp pentru fundație, deoarece clădirea are dimensiuni confortabile. William a murit în 1484, cu 2 ani înainte de finalizarea capelei Roslin. Înainte de moartea lui, el a supravegheat crearea fiecărei dintre miile de sculpturi din interiorul structurii. Fiecare sculptură, de la stelele presărate pe tavan până la piramide și imaginile lui Moise, au fost mai întâi modelate în lemn pentru aprobarea lui, înainte de a fi sculptate în piatră. William a angajat unii dintre cei mai buni meșteri ai Europei, care au sculptat în frizele luxuriante ale capelei Roslin și sculpturile decorative în piatră, plante, frunze și flori. Sunt incluse plante americane, cum ar fi porumbul și cactusul aloe. Aceste plante ar fi trebuit să fie necunoscute de St. Clair. Columbus nu a descoperit America decât în 1492, la 6 ani după ce Roslin a fost finalizată. Deci, plantele americane, cum au ajuns acolo? Zeci de temple în miniatură ale lui Solomon punctează de asemenea peretele. Cel mai răspândit la capela Roslin este chipul omului verde, același chip care se găsește și în mănăstirea de la Rennes-le-Château. Fața lui apare de peste 100 de ori. Ar putea fi numită capela lui, dar asta nu înseamnă că era o biserică. Există unele îndoieli dacă a fost sfințită ca și clădire creștină până în 1862. Dacă nu e o capelă, atunci ce este Roslin? Răspunsul se învârte cu siguranță în jurul faptului că această capelă Roslin are cei 9 cavaleri ai Graalului îngropați în bolțile sale. S-a sugerat că a fost construită ca un mormânt sau un altar pentru a găzdui trupurile lor. Acest lucru ar face din Roslin un castel al Graalului. Legătura Graalului este de netăgăduit. Piatra funerară a lui William St. Clair a fost descoperită recent în capela Roslin. Pe mormântul său se găsesc Sfântul Graal și Roza Crucea. La baza Graalului este o reprezentare a treptelor templului lui Solomon. Cei 9 cavalerii francezi originali care au fondat Cavalerii Templieri au excavat locul templului lui Solomon în anul 1118 după Hristos. Se crede că au descoperit o fațetă a comorii templului, inclusiv limbajul păsărilor. Cu orice cunoștințe pe care le-au recuperat la întoarcerea în Franța, au inaugurat epoca catedralei cu construcția Catedralei Chartres, o capodoperă de proporții hiperdimensionale. În secolele de după finalizarea sa, Chartres a primit o atenție masivă. În 1307, Ordinul Templierilor a fost distrus. Mii de membri ai Ordinului au fost executați, iar sute s-au ascuns. St. Clair a construit în liniște capela Roslin ca loc de odihnă final pentru cei 9 templieri inițiali. Secretele ei au fost interzise tuturor, cu excepția inițiaților. William St. Clair este un om cu multe revelații mistice. La ce se așteaptă cineva de la un bărbat care a fost intitulat Cavalerul Cocoșului și al Lânii de Aur? El ar înțelege perfect pe Ioan Botezătorul botezându-l pe Iisus cu o cochilie argintie. Sfântul Graal de pe piatra funerară a lui Sir William la Roslin este o cruce trandafirie cu 8 fețe sau octagonală, cu floarea ce semnifică sângele lui Hristos în centru.
Această inimă este considerată a fi templul în care a locuit viața lumii, precum și un trandafir și o cupă. Se crede că simbolul crucii trandafirului a fost de origine gnostică și o parte din evangheliile secrete păzite de templieri și mai târziu revendicate și de catari. Trandafirul este asociat cu Isus. Cu toate acestea, este mult mai în vârstă decât el. Sir Lawrence Gardner datează simbolul crucii trandafirului de pe vremea lui Moise și a faraonului Tutmosis al III-lea. Pitagora și Platon au preluat acest fir de aur care și-a strâns drum în gândirea terapeute, puternicul cult al vindecătorilor, care au trăit în Qumran la începutul epocii peștilor, care a fost sursa puterilor de vindecare ale acestor indivizi și grupuri variate. În calitate de gardian al unei bucăți din adevărata cruce, William Sinclair pare să fi păzit cheia vieții, care este aceeași cu inelul lui Solomon și cheia sau tonul destinului. O recenzie este în ordine aici. Adevărata cruce a fost făcută din același lemn mereu verde ca și arborele vieții. Numele egiptean pentru arborele vieții este stâlpul Tet, o scară către cer, sacră pentru Osiris și Horus. Această scară este un simbol a ceea ce trebuie urcat pentru a ajunge la Tula. A fost descrisă drept scara prin care sufletele morților și-au făcut drum spre câmpurile păcii, despre care întâmplător s-a spus întotdeauna că se află spre nord, în aceeași direcție ca Tula. Conceptul de scară apare în timpul dintre Horus și Isus în povestea scării lui Iacov. Prin această redare, agonia lui Isus în grădină poate să nu fie o mutilare fizică. În schimb, ar însemna o călătorie sufletească într-o altă lume pe nume Tula. Potrivit lui Godfrey Higgins, Nazaret, orașul Nazir sau Floarea, era situat în Carmel, via sau grădina lui Dumnezeu. Isus a fost o floare, de unde a venit adorarea de către rozii crucieni, a trandafirului și a crucii. Trandafirul era roz, iar acest roz, sau cunoașterea sau înțelepciunea, a fost furat din grădina. Dacă crucea este stâlpul lui Enoch, Marea Piramidă, acest lucru ne-ar ajuta să înțelegem un simbol rozicrucian intrigant, Isus în trandafir într-o cruce din piramidă. Isus este înfățișat cu mâinile întinse ca piatra de vârf a piramidei. Aceasta sugerează o legătură între templieri, catari, Roslin, Rennes Le Château, limba misterioasă a păsărilor și Egipt. Legătura este profetul Enoch din Vechiul Testament, care era cunoscut egiptenilor ca Tot, omul pasăre. Tot a fost cel care mânuia cheia vieții. În francmasoneria scoțiană, care a început în zorii secolului al XIV-lea, lui Enoch, care este echivalat cu Tot, i se atribuie că a dat omenirii secretele cărților și scrierii. El a dat secretele construcției doar francmasonilor. Potrivit legendei, Enoch a fost avertizat de potopul care urma. Cu ajutorul fiului său, Matusalem, a construit 9 bolți, una peste alta, într-un loc ascuns. Ascuns în bolta cea mai de jos, Enoch a așezat o tăbliță triunghiulară de aur, o piatră de porfir oriental albă, într-o versiune, purtând numele inefabil al lui Dumnezeu, cuvântul care dă control asupra tuturor elementelor. Această tabletă este tonul destinului. În cartea ei de Glastonbury Zodiac, Mary Kane relatează o legendă evreiască din Evul Mediu, care arată o credință clară într-o relație dintre Isus și Sphinx. Ea scrie următoarele. Numele ascuns a fost înscris în secret în cele mai interioare adâncimi ale templului, păzit de un leu sculptat. Templul păzit de leul sculptat nu poate fi altceva decât Marea Piramidă. Dacă, așa cum era cel mai probabil, un intrus ar vedea numele, leul ar scoate un hohot atât de supranatural, încât toată amintirea lui i-ar fi îndepărtată din minte. Dar Isus știa aceasta, a ocolit leul, a scris numele și a tăiat coapsa și a ascuns-o în rană, închizând-o prin magie. Odată ieșit din templu, el a redeschis incizia și a scos literele sacre.
În Apocalipsa 19:16, Ioan scrie despre Hristos care se întoarce. El are pe coapsă scris un nume, Regele Regilor și Domnul Domnilor. Pe o a doua tabliță, Enoch a înscris cunoașterea secretă a îngerilor. Această tabletă i-a dat-o fiului său. Bolțile au fost apoi sigilate, iar la fața locului, Enoch a supravegheat construirea a două coloane magnifice, indestructibile. Una era din marmură ignifugă, cealaltă de laterus, sau cărămidă, ca să nu se scufunde în apă. Cu alte cuvinte, era o piatră plutitoare. În mitul druizilor, piatra plutitoare era un pahar albastru suflat în formă de ou sau măr de către șerpii înțelepciunii. Din această piatră plutitoare s-a născut fenixul sau stârcul, care rostește cuvântul. În mitul egiptean, stârcul a aterizat la Heliopolis sau On, alias Tula, deasupra stâlpului sau a pietrei Ben-Ben și a dat un nou, o minge sau un măr, care conține înțelepciunea despre sângele sfânt. Wolfram, în Parzivalul său, afirmă în mod expres că Graalul este o piatră din care se ridică Phoenix. Prin urmare, Graalul este piatra plutitoare. Dar, totuși, ce este Graalul? Este chivotul sau vasul de sticlă al mitului celtic, care este nava unui zeu numit Hu, care este Noe Atlantean, pentru că a scăpat de marele potop din nava sa. Numele lui este o variantă a ceea ce evreii numeau Shekinah sau strălucire, lumina care ieșea din soare. În sanscrită, Hu este cel care este vărsat. Hu Siris a fost unul dintre numele grecești pentru Osiris. Ideea revărsării Duhului Sfânt sau eventual a înțelepciunii sfinte este răsturnată în scrierile profeților evrei de la Isaia la Ioel, ale căror profeții spuneau că în cele din urmă Dumnezeu își va revărsa Duhul nu numai asupra celor câțiva inițiați, ci asupra oricărei cărni. Se pare că sufletul Salvatorului este conținut în chivot, graal, măr și turnat. Gnosticii vorbesc despre un suflet de șarpe care este turnat dintr-un coș. Acest lucru a apărut probabil cu povestea lui Ophiuchus sau Asclepius. Este acest suflet șarpe același cu Nubis, spiritul înțelepciunii? Ce va realiza revărsarea acestui suflet de înțelepciune peste orice trup? Există răspunsuri la toate acestea în biblioteca lui Sir William St. Clair. Așadar, să trecem în revistă pe scurt câteva dintre legăturile comune pe care regele Solomon și catarii le împărtășesc cu privire la limbajul păsărilor. Corean afirmă că Solomon a primit această limbă a păsărilor și că aceasta a fost sursa înțelepciunii și prosperității sale. Biblia spune că Solomon a învățat această limbă direct de la Dumnezeu. Cu toate acestea, este posibil ca Solomon să fi învățat de la tatăl reginei Saba. Catarii vorbeau limba Doc, limba Da, pe care William Henry a legat-o de limba păsărilor și limba Aken-Aten. Catarii au susținut că Evanghelia lui Isus ar trebui înțeleasă în această limbă. Autorului îi se pare important să treacă în revistă aceste conexiuni, deoarece fac o apariție izbitoare pe coperta manuscrisului Roslyn Hay, cea mai importantă carte a celor puțini prețioși care au supraviețuit din biblioteca lui William St. Clair. Cea mai importantă carte a celor mai prețioase care au supraviețuit din biblioteca lui William St. Clair. Pe legătura din pielea cărții se găsește monograma IHS, interpretată în mod obișnuit ca monograma pentru Isus. Interesant este că IHS înseamnă zeul Da pentru locuitorii din Rosalind, nu în Scoția, ci în Irak. Legarea acestui manuscris prezintă de asemenea numeroase simboluri misterioase care sunt repetate în capela Roslin. Oare această ciudată confluență de simboluri face mai mult decât sugerează că interpretăm manuscrisul Roslyn Hay în limbajul Doc, Da? O altă carte găsită în biblioteca lui William este cartea lui Troilus, care conține romane despre Graal și demonstrează că William cunoștea legendele Graalului.
Un alt text este cunoscut sub numele de Misal Roslin și prezintă o reprezentare a Shamir, viermele înțelepciunii a cărui atingere despică și modelează piatra. Regele Solomon a trebuit să-și construiască templul fără a folosi unelte din fier. În schimb, Shamirul a fost folosit pentru a tăia pietrele. Am menționat mai devreme că William St. Clair era considerat a fi un cavaler al cocoșului și al lânei de aur. Acest lucru poate oferi o legătură cu Rennes le Château, deoarece Ioan este arătat botezându-l pe Iisus cu o cochilie argintie în Biserica Mariei Magdalena, de la Rennes le Château. În lucrarea sa neprețuită Roslin, A History of the Guilds, The Masons and the Rosicross, Robert Brydon afirmă că părintele Richard Hay, istoricul de la Roslin, care a consemnat acest fapt, poate să fi fost confuz. Cochilia din Franța, unde a fost educat Hay, se numește Coquille Saint-Jacques și face aluzie la cavalerii din Santiago, un ordin fondat în Spania, cu legături puternice cu templierii în secolul al XII-lea. După masacrul din 1307, mulți templieri fugari s-au alăturat acestui ordin. Este necesar să aducem în vedere câteva cuvinte de la Flavia Anderson în acest moment despre legenda druidică a oului șarpelui de Phoenix sau stârc. Oul șarpelui, spune Anderson, era cunoscut a fi un celebru talisman al druizilor. Facultatea care a funcționat cândva la Chartres, dar care a venit din Tula. Oul șarpelui era cunoscut sub numele de piatra filozofală. Alchimiștii l-au numit merele de aur ale Hesperidelor sau creanga de aur. Mărul de aur, cu ramurile sale aurii, a fost adoptat de Apollo, care s-a întors la Tula la fiecare 18,61 de ani, ca arbore sacru. De fapt, numele său Apollo provine de la celticul Abal, care înseamnă măr. Prin urmare, spune doamna Anderson, mărul de aur este probabil identic cu lâna de aur. Ambele par să se refere la înțelepciunea lui Apollo sau Tula. Pliniu, spune Anderson, a făcut eroarea de a confunda cochilia de cochiliu cu o cochilie de mare, despre care se spunea că are puteri magice. El oferă o descriere uimitoare a modului în care a fost făcut oul șarpelui sau mărul de aur. Șerpii, adică sufletele, se întâlnesc într-o anumită zi a lunii. Ei se răsucesc în multe convulsii și șuierat, iar saliva lor formează o bulă ca un inel deasupra capului unuia dintre ei, pe care restul suflă până se desprinde de la coadă. Să ne imaginăm că acestea descriu stâlpul de paladiu despre care am vorbit. Sfatul că este stâlpul descris vine de la Pliniu, care spune că, deși este așezat în aur, chiar dacă este închis în stâlpul de aur, oul va pluti. Deoarece vine din coada șarpelui, oul trebuie prins în aer într-o mantie. Am mai vorbit despre mantie. Scurta introducere în povestea lui Cybele Attis și a stâlpului de paladiu dezvăluie o perspectivă suplimentară asupra acestui subiect al misterului pe care îl căutăm. Cel al mantiei sau hainei purtate de Inanna, Isus și cei trei înțelepți pe care Nabucodonosor i-a aruncat în cuptorul de foc și despre care am povestit în celelalte materiale pe această temă a înțelepciunii de la Rennes le Château, Blue Apples. Potrivit lui Higgins, atunci când o persoană a fost admisă la cele mai înalte grade, a primit palium sau mantia sacră din lână albă de miel, simbolul înțelepciunii, pentru a-și transmite autoritatea. Lână albă de miel este lână de aur. Este probabil la fel cu haina pala purtată de Inanna la templul din orașul Mari, despre care am vorbit în alt documentar. Din aceste zile de început a fost transmisă de la inițiat la inițiat. De exemplu, când Ilie și-a lăsat puterea profetică lui Elisei, el i-a conferit-o prin învestirea mantiei sau a paliului. Iosua, Iosif și se pare Iisus sunt figuri biblice care au posedat această mantie. Higgins menționează că această mantie pare a fi rămășița unei superstiții antice, al cărei sens original a fost probabil uitat. Totuși, sensul inițial al mantiei nu a fost uitat.
Această mantie a făcut parte din îmbrăcămintea purtată de zeița Inanna și de cei trei înțelepți de la templul lui Solomon, în povestea consemnată în cartea lui Daniel, de fiecare dată când stâlpul lui Dumnezeu era ars. Anderson afirmă că oul șarpelui era cunoscut în țara Galilor drept bijuteria șarpelui. Această descriere ne amintește de bijuteria gnosticilor, care îl înfățișa pe Cnubis, spiritul șarpelui al tuturor cunoștințelor care s-a născut din stâlp. Ouăle sau merele șarpelui au ajuns să fie identificate cu inelele de sticlă pe care druizii le purtau ca amulete, probabil atârnate la gât. Aceste amulete, spune Anderson, sunt de obicei din sticlă verde, dar unele sunt albastre. Druizii erau gardienii oului de sticlă. Aceste ouă albastre erau cunoscute și sub numele de Pocalul Lunii, care este Sfântul Graal. Acest fapt ne îndeamnă să ne punem o întrebare. Este oul sau mărul șarpelui, Fiul Dumnezeu, cunoscut și sub numele de Merele Albastre, Blue Apples? Este porecla lui Isus în rai cu adevărat Blue Apples? Sunt acestea pietrele albastre cu care Enki a venit pe pământ? Vom încerca să deslușim aceste mistere, prieteni, într-un material următor. Până atunci vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!